Bună seara, bine vă găsesc pe Hello Sănătate TV. Iată, după cum vedeți titlul de pe burtieră, e o emisiune mai mult adresată femeilor, dar nu este interzisă bărbaților, deoarece o să vedeți cât de multe puncte interesante de destin vom atinge în acest episod. Și chiar dacă titlul poate duce așa ideea că vom vorbi foarte mult despre chirurgie sau intervenții estetice, nu, este mai mult vorba despre starea de spirit, despre suflet, atunci când noi căutăm, datorită unor nemulțumiri de sine, să intervenim asupra fizicului nostru. Paradoxal, am alături de mine un astrolog, pe Cristina Enache, dar studiile ei o califică să facă această discuție pentru că are de-a face cu multe femei care sunt nemulțumite de ele și vrea să le ajute cât poate de mult cu acest cumul de cunoștințe pe care le are din citirea feței și din astrologie. Să-i urăm așadar bun venit și stați cu ochii pe noi, șeruiți cu prietenii acest episod începând chiar de acum. Bună, Cristina, bine ai venit! Bine v-am găsit! Bună seara ție și telespectatorilor tăi! Din prima mi-a plăcut subiectul la care te-ai gândit, pentru că nu de mult chiar am făcut o postare pe Facebook cu un filtru care pune asupra feței toate modificările pe care femeile le comandă în clinicile de frumusețe medicilor esteticieni. Practic, acum e un trend de obrăjorii aceia ca de pește, buzele alea mari și nasul scurt, tăiat. Eu, văzându-mă, am aplicat acest filtru peste poza mea și văzându-mă cât de efectiv distorsionată eram, cât de departe eram de cum sunt eu, pur și simplu am trăit câteva minute, deci mi-au transpirat și palmele, senzația că aș putea arăta deveni așa și arăta așa. Probabil că tu, ca astrolog și ca specialist în citirea feței, ai câteva idei de ce femeile se îndreaptă fără să se gândească foarte mult și foarte serios la ce consecințe emoționale, psihologice vor avea aceste intervenții de-a lungul vieții. Pentru că, din păcate, unele dintre ele sunt irreversibile. Dacă ne gândim la o rinoplastie, poți să o mai faci o dată de două ori, dar niciodată nu poți să ai nasul de la care ai plecat. Nu poți reveni la forma inițială. Da. Așadar, o să te rog pentru început să facem o mică introducere despre ce înseamnă citirea feței în înțelegerea unei personalități din cunoștințele pe care le ai. Sigur, ai dreptate în ceea ce spuneai. În ultimul deceniu, intervențiile estetice s-au dublat, mai ales în rândul femeilor, iar ceea ce părea înainte rezervat doar anumitor categorii de oameni, adică bogaților sau vedetelor, acum e accesibil tuturor, pentru că sunt mai ieftine, mai sigure, medicina a evoluat mult, deci mai accesibile. Citirea feței este o metodă, o știință folosită de mai bine de 2000 de ani de beduini. Ei trăind în deșert, această știință le permitea să cunoască o persoană străină, iar fără să vorbească prea mult, înțelegeau profund comportamentul și viziunea lor despre viață, precum și personalitatea, dacă poate fi periculoasă pentru ei. Foarte, pentru că foarte interesant. Într-un mediu în care există puțină apă, mâncare, vrem să știm dacă putem găzdui acea persoană, da, corect. Dacă în timp ce vom dormi ne va ataca sau putem avea încredere. Da, chiar înainte să ne vedem în cadrul acest episod, am citit și eu puțin despre aceste concepte și pentru că noi aici suntem un spațiu în care vorbim mult despre sănătate, din citirea chipului poți să ai foarte multe informații și despre sănătatea omului. Sigur. Pe lângă faptul că poți să vezi dacă e o personalitate periculoasă, perversă, care ascunde, introvertă, extrovertă, foarte multe lucruri poți să le... Adică chiar și fără să ai cunoștințe temenice de citirea feței, dacă îți urmărești intuiția și dacă tu ești noi citim suflet oricum deschis, intuitiv. Noi citim oricum intuitiv. Și așa iată este. Că raportat la sănătate, paloarea feței, cearcănele, rictusurile, multe, multe ticurile, vorbesc despre sănătate. Așadar, e foarte, foarte important să ne oprim
la timp, atunci când luăm o decizie de a face o intervenție, pentru că, iată, întregul nostru univers interior este legat de exterior. Așa este. Legea similitudinii ne spune că precum sus este și jos, iar interiorul nostru, la fel, se reflectă în exterior. Deci, în orice sistem introducem o informație nouă, este ceva normal să îl schimbe cu totul. La fel ca și cum dacă luăm culoarea albastru și adăugăm galben, nu mai este nici verde, nici albastru, nici galben, ci devine verde. Deci o informație cu totul și cu totul nouă. Deci ar fi absurd să ne modificăm buzele, nasul, fruntea sau ochii, pentru că acum am văzut că există chiar și genul acesta de intervenții, fără să ne așteptăm să ne schimbe cu totul structura noastră psihoemoțională. Aș vrea acum să te întreb... Să dau un exemplu. Da, poți să dai și un exemplu, dar mă gândeam, tu fiind astrolog, cât poți, cât te ajută citirea feței înainte de a vedea prin data nașterii cu cine ai de-a face? Pentru că ți se relevă prin harta astrologică foarte multă informație și pentru prezent și pentru viitor și despre trecut și despre sănătate și despre prosperitate și, bineînțeles, relații de cuplu. Însă, tu înainte să deschizi computerul și să începi să faci astrograma, tu deja ai citit despre om câteva, adică fizionomia, fiziologia, da. Sunt foarte bine de suprapus cu informațiile astro. Așa este. În general, acestea, informațiile regăsite în astrogramă nu dezmint niciodată ce citesc pe fața acelei persoane. De exemplu, pot vedea, observând nasul tău, o anumită relație pe care tu o ai cu banii, adică resursele în general. Ia te rog, ia zi-mi, că-s chiar curioasă. Care e? Cum să stau ca să vezi nasul meu din toate unghiile? Ești o persoană generoasă. Generos înseamnă a nu aștepta nimic în schimb atunci când oferi ceva. Uh-huh. Iar dacă tu ți-ai modifica nasul într-un fel în care nu ți s-ar mai vedea nările, de exemplu, ai începe să ai o atitudine mult, cu mult diferită față uh-huh. de cine trebuie să fii cu adevărat. S-ar duce pentru că generozitatea mea. Planetele sunt dispuse într-un anumit fel atunci când te naști uh-huh. și așa trebuie să rămână. Uh-huh. Dar oare atunci noi când ne facem, ajungem la această problematică cumva, mă gândesc, nu e ca și cum i-am dat cumva lui Dumnezeu peste mână? Exact, când, exact. Când ne modificăm, adică luăm liberul arbitru, mă gândesc că Dumnezeu nu mi-a creat cum trebuie nasul, eu vreau să fiu mai frumoasă. Și de multe ori există eșecuri în acest, adică multe persoane se supun unor consecințe dezastruoase pentru că nu înțeleg cu adevărat unde merg. Acum știi, sunt probabil un număr de persoane care ne privește și spun da, năsucurile voastre nu creează probleme, sunteți frumoase, sunteți drăguțe, sigur că voi vă permite să vorbiți așa. Dar sunt persoane, nu știu, care au nasul foarte coroiat sau foarte mare, masiv, ce știu, asimetric, adică unele rinoplastii, să zicem așa, că se justifică. Alte rinoplastii se fac și pentru a corecta deviații de sept. Adică unele intervenții chirurgicale justificate, chiar dacă poate modifică puțin traiectoria vieții, poate că tocmai au fost puse ca un obstacol de luat în seamă pentru a îmbunătăți. Și poate că dacă îmbunătățirea nu vine dintr-un ego exagerat, nu vine pentru a sfida natura care deja ți-a dat foarte multă frumusețe, pentru că eu privesc niște fete extrem de tinere și extrem de frumoase, o frumusețe este din punctul lor de vedere impecabilă. Așa adică este. Nu se justifică un nas frumos. Adică sigur că și nasul tău și al meu ar putea deveni mai mic, mai ascuțit în sus, nu știu cum, pe urmă să-l dau cu auriu și să nu știu cum să arate. Contouring. Doamne, iartă-mă, adică sigur că dacă acest nas e la modă anii ăștia, dar nasul e pentru tot restul vieții, adică poate că peste 10 ani
vor fi la modă, nu știu ce nasuri, semețe mari, care dau alte trăsături. Deci este absolut inimaginabil că poți confunda moda vestimentară sau anumite trenduri care se schimbă anual, nu știu, moda în casă, culorile anului, așa, cu nasul anului, adică... Problema este că în ziua de astăzi vorbeai despre tânăra generație și este generația cea mai confruntată cu această problemă. Nu știu dacă pot menționa numele unei rețele sociale. Da, sigur că da. Vorbim despre corpul și fizicul Instagram. Sunt puțin niște așteptări nerealiste. Pentru că dacă am vedea la orice colț de stradă o reclamă cu un sân puțin lăsat, natural, poate că acel model poate a alăptat sau nu, vedem tot timpul un sân rotund care nu există. Nu ne-am așteptat să fim atât de nu perfecți. Acest corp nu există, pentru că nu poți avea și nasul extrem de mic, buze foarte mari, sâni enormi, o talie de viespe și șolduri foarte proeminente. Da, da, uite că sunt... Și sunt împrumutate din mai multe etnii aceste trăsături. Uite că, datorită faptului că sunt atât de mult promovate, nu doar de Instagram, toate televiziunile comerciale au asistente la emisiuni sau cum se cheamă, tot felul de personaje feminine, care devin icoanele noii generații. Adică fetele care au acum 14-16 ani mai aruncă ochii pe Insta, pe nu știu ce... E promovarea ambalajului. Așa, și atunci deja parcă nu ești pe piață dacă n-ai și tu talia așa, botul așa, năsucul așa, ochii, sigur, nu știu da. Cum. Acum fac ochi de vulpiță, de pisică, nu știu cum. Da, apar da. Niște chestii, deci mă iau transpirațiile mai că mă gândesc. Pentru că noi lucrând aici foarte mult cu medici, vorbim despre chirurgii, vorbim despre pericole, vorbim despre o simplă anestezie generală, nenecesară, îți afectează sănătatea. Sigur că da. Adică una e că ai nevoie, ai de făcut o operație de apendicită sau mai știu ce, ai un accident, ai căzut și trebuie să fii anesteziat. De-a lungul vieții treci prin anestezii, dar să te apuci să faci anestezii după anestezii doar pentru domeniul ăsta estetic în care obții lucruri temporare, aproape nicio operație estetică nu-ți garantează pe viață rezultatul. Drept urmare, așa automat este. Tu devii clientă a unui cabinet sau unei clinici. Așa este. Vorbeai mai devreme despre cazurile speciale unde chiar o intervenție ar fi necesară, să spunem. În general, nu rămânem la o intervenție atunci când se întâmplă. Iar acum că ai amintit de aceste repetări de operații estetice, am să dau exemplul nasului, de exemplu. Când decizi să îți faci o operație la nas, nasul nu este compus din os, ci din cartilaj. Iar eu, de exemplu, dacă sunt o persoană zgârcită, să spunem, așa este, eu așa eram destinată să fiu, să exist, pentru a împlini sensul vieții, pentru că eu având această caracteristică în personalitatea mea, pot să-mi dezvolt anumite țeluri să le ating. Dar dacă schimb această caracteristică cu totul, intervenind în aspectul nasului meu, nu se mai poate face. Tu practic strici și mesajul spiritual nevăzut al formei, exact, proporțiilor și tot. Iar cum eu, nefiind conștientă de acest aspect, încep să mă comport exact ca înainte, față de bani. Prin urmare, nasul meu poate crește, acel cartilaj crește. Poate ai observat femei care se operează acum, iar peste 4 ani refac operația. Asta pentru că ele sunt în continuare exact la fel. O operație nu este pe viață, cu atât mai puțin cea a nasului. Deci destinul cumva are tendința... Te pune pe șine înapoi. Da, adică să te readucă în matcă și probabil dacă nu prin nas, să zicem că nu o să crească cartilajul atât de mult încât corecția asta asupra generozității, prosperității, abundenței în viața ta sau invers, că poți să fii la polul celălalt, poți să fii într-o sărăcie lucie...
și sărăcia aceea lucie să te facă pe tine, nu știu, să ai o familie, adică să te duci pe valori sufletești și să, adică destinul tău să ți-l împlinești pentru ce ai venit. Adică... Aminteai de ochii de pisică mai devreme. Dacă ai ochii mai mult sau mai puțin orizontali în general, iar tu vrei să ridici această ploapă așa încât să devină de pisică, îți schimbi total comportamentul, devii mai geloasă, mai șireată și ai un comportament de prădător cu bărbații în general. Acest tip de ochi este foarte migdalat, este în sus, iar este foarte periculos. Adică devii foarte șireată și prădătorii în general au un anumit tip de comportament cu prada. Adică începi să te joci cu bărbații. Trebuie să fii foarte conștient când aduci asemenea... Bine, unele femei s-ar bucura să audă ce spui tu. Păi da, de vreau să mă joc cu bărbații. Da, însă problema ideea este că îți atragi niște lecții de viață și îți atragi niște întâmplări care nu îți sunt necesare. Adică nu cred că dacă pentru evoluția ta personală nu trebuie să treci prin această etapă și tu o forțezi, o aduci în viața ta... Tu o să treci prin tot felul de evenimente nefericite, adică nu îți va aduce nimic împlinire. Dovadă că aproape niciuna din aceste femei, care sigur pozează, dar pozele nu arată niciodată realitatea. Mai ales în pentru că după ani, filtrele. După ani, noi vedem aceleași persoane care ieri alaltă era cu 5 ani, nu știu ce făceau, zbang, unele au și murit în accidente auto, adică mă gândesc că acum la tot felul de... Exemple. Persoane publice, așa nu stăm să dăm nume acum, pentru că fiecare poate să gândească la cine vrea. România e plină de exemple în acest domeniu. Femei care nu-și acceptă vârsta, femei care opun rezistență efectiv îmbătrânirii. Și din păcate, intervențiile asupra feței creează o mare discrepanță, de exemplu, cu mâinile și cu gâtul. Uite, și eu, la vârsta mea, încep să mai port o eșarfă, pentru că gâtul și mâinile trădează vârsta. Și atunci eu, dacă mi-aș umple fața acum de acid, aș fi netedă ca n-aș avea niciun rid și nu știu ce, și mai mult aș accentua gâtul, pentru că la gât nu poți să pui acid, botox, foarte puține lucruri se pot face cu gâtul, de exemplu. Așa este. Și atunci o să fii foarte zbârcit aici sau te gândești la un lifting și atunci iarăși ajungi la o chirurgie care complică iarăși foarte mult existența ta și care iarăși nu va avea durabilitate. Aproape, deci am studiat foarte mult, am multe prietene care lucrează în clinici, am multe prietene de vârsta mea care și le doresc să arate tot timpul din ce în ce mai bine și majoritatea se opresc la niște lucruri non-invazive. Adică putem să facem tratamente cosmetice, putem să facem mezoterapie, PRP, putem să facem chiar și o radiofrecvență, adică sunt o mulțime laser, măși, nu mai spun, masaje, lucruri, yoga face, adică ne sunt la dispoziție foarte multe tehnici de păstrare a frumuseții naturale, fără să arătăm ca niște gogoși expandate, niște floricele, o iau razna, la un moment dat acidul ăla începe să migreze. Și hai să vorbim și despre buze. Buzele ce reprezintă? Buzele reprezintă plăcerile noastre. Pe partea de mijloc sunt cele culinare, iar pe colțuri? Iar pe colțuri vorbim de dorințele sexuale. A, deci cele care sunt mai proeminente, pun atât de mult acid în buze, practic exacerbează dorințele sexuale și poftă de mâncare. Da, și cum spuneai mai devreme, noi putem citi și intuitiv, așa că ele transmit chiar fără să vrea acest mesaj bărbaților. Da, dar... Bărbații, fără să vrea, când văd o femeie cu buze mai pline, se gândesc că acesteia îi place foarte mult să se gândească la sex. Nu pot să spun altfel, adică ăsta da, e adevărul. Din păcate, din discuțiile pe care le-am și eu cu prietenii mei bărbați și cu amici și cunoștințe bărbați, majoritatea recunosc că atunci când vorbim sincer și autentic, că ei nu suportă chestiile astea. Adică majoritatea nu-și doresc o femeie distorsionată la față cu niște buze, nu știu cum, exagerate și așa, sau poate dacă
în fanteziile lor sexuale doresc o astfel de femeie, o doresc poate doar o tură, adică o noapte, știi, o dată. Eu cred că... De două ori, dar în niciun caz nu ar lua de soție așa o femeie, sau dacă ar lua de soție, poate e un răspuns și la ceva din el, o nemulțumire de sine, adică undeva un numitor comun. Și poate și el este un bărbat deschis la genul acesta de modificări, da, crezând că aducând din exterior un surplus de frumusețe, așa, e o validare socială, o validare de cuplu, o validare mai știu de care, în care se simte ca peștele în apă. Dar lucrurile astea sunt pe termen foarte scurt. De-aia spun că tu, când faci asupra corpului tău ceva, trebuie să te gândești la nivel de viață. Acum ai 30 de ani, o să ai 40, 50, 60, 70, toate lucrurile astea nu rămân, se modifică, sunt produse de sinteză, sunt produse care habar n-ai cum vor reacționa în corpul tău peste nu știu câți ani. Adică, sincer, dacă eu mă gândesc la frumusețe sau dacă, uite, eu mă uit la un om, mai mult mă uit la unghii, la dinți, la piele. Adică, pielea ta e frumoasă. Deci, un prim mesaj de frumusețe, pentru că e multă piele la vedere. Cu cât vine vara, mai multă piele e la vedere. O piele frumoasă, sănătoasă, arată un om frumos. Înțelegi? Adică, dinții. Când zâmbești, să ai dinții frumoși. Foarte, adică, mă uit la mulți oameni care nu investesc în dantură, dar bagă 10.000 de euro în tot felul de tâmpenii. Injecție. Care, Doamne ferește, adică arăți... Este foarte interesant ce spuneai despre bărbați. Presupun că ar trebui unii din ei să facă aceste mărturisiri la emisiuni publice, pentru că astfel poate ar reduce numărul de femei care își fac acest gen de intervenții, pentru că în ciuda faptului că și mie mi s-au făcut astfel de confesiuni, aceste intervenții se multiplică văzând cu ochii. Televiziunile astea, adică e ciudat, că televiziunile sunt niște afaceri. Oamenii nu înțeleg că televiziunile comerciale sunt niște afaceri care au în spate niște sponsori care dau bani tocmai ca aceste lucruri să se întâmple. Adică toate aceste promovări de produse, de fapt, sunt niște spații în care se fac advertoriale video extinse. Adică aproape toate emisiunile se bazează pe banii altora. Și atunci, dacă tu te gândești că în spate sunt tot felul de industrie de frumusețe, de nu mai știu ce, vânzări, de... adică de la reclamele pe care le vezi până la reclamele subliminale pe care le intuiești, acolo este vorba să te trimită să-ți cheltui banii în ce? În industria frumuseții. Tăiați-vă, fetelor, uite ce succes are asta, ia uite-o, și-a luat mașină de 100.000 de euro, casă de jumătate de milion, nu știu ce fotbalist are așa, după fotbalistul ăla, că așa urmează un milionar nu știu de care. Ei, și atunci aspirația este numai în a avea, adică mă dezvolt numai pe orizontală, să am, adică pe orizontală, nu mă interesează verticala, să urc, pentru că noi trăind pe o spirală, tendința ar fi să urcăm, să evoluăm, evolutivă spirala asta, adică și când te gândești la tine față de cum eram acum 5 ani, băi, parcă sunt mai pregătită, parcă am o cunoaștere mai fundamentată, parcă sunt mai întărită sufletește, adică asta e menirea noastră. Ai spus bine suflet, pentru că cu sufletul ar trebui în principal să atragem ca femei, iar eu cred că automat ne uităm esența feminină. Atunci când ne ocupăm foarte mult de ambalaj, ambalajul ar trebui să fie ceea ce este, doar ambalaj, cum numele îi spune. Dar așa, ca acel dicton, nu poți servi... la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu te poți ocupa foarte mult de aspectul tău superficial și să-ți cultivi foarte mult și inteligența, înțelepciunea, felul în care te comporți cu un bărbat, cât ești, cât poți fi de cumpătată, ce poți transmite generației, pentru că după obiceiuri normal, femeia ar trebui să stea acasă, să educe copiii. Dar dacă ea se preocupă non-stop de aspectul ei fizic, poți oricum să atragi un bărbat, dar ce faci mai departe? Pentru că din moment ce interacționați sexual de câteva ori, el a înțeles mai mult sau mai puțin cum arăți, dar mai departe ce poți să-i transmiți, ce poți să-i arăți că vei, cum vei educa copiii lui? Mă uit acum la tine și mă gândesc, cum atragi tu bărbații așa naturală? Ai venit aici, uite, nu, trebuie să împărtășim lucrul ăsta, că aici alături de noi e fetița ta de 5 ani. Pare o femeie foarte echilibrată, care știi ce vrei,
fină, frumoasă, mulțumesc, naturală. E, cum, pentru că tu acum aș vrea să vorbești fetelor de vârsta ta, pentru că încă la 30 de ani, de la distanța de vârstă care o ai față de mine, mi se pare că ești aproape de fete, adică abia acum începe arhetipul acela al femeii să se dezvolte, să crească, da, chiar dacă ești mămică, știi? Și atunci, fetele, din punctul meu de vedere, de în jurul acestei vârste, 25, 30, 31 pic de ani, cum atrag bărbații rămânând naturale? Adică în viața ta, de exemplu, cum s-a manifestat atracția față de bărbați? Ai nevoie de multă validare? E nevoie de mulți bărbați? E nevoie doar de unul? Adică care e mindset-ul cu care se manifestă o femeie la vârsta asta? Pentru mine cel mai frumos compliment pe care îl pot primi este ce interesant este ce spui, cât de deșteaptă ești și ce interesantă ești ca femeie. Adică mă gândesc foarte mult la partea cerebrală atunci când, să spunem că asta mă flatează cel mai mult. Venim pe lume cu un anumit pachet de inteligență sau frumusețe și ambele pot fi cultivate. Acesta al frumuseții poate fi modificat cu ajutorul chirurgiei estetice, care oricum nu presupune vreo boală sau sechele în urma unei boli. Are la bază un scop pur estetic. Și putem de asemenea să ne cultivăm inteligența, dar asta nu necesită nicio incizie sau deci la tine inteligența emoțională și inteligența intelectuală te-au făcut să ai succes și să stăpânești viața și să poți să ai o viață confortabilă. Bănuiesc că trăiești confortabilă. Este incredibil la... ridicăm frumusețea la un rang de superioritate enorm, dar nu luăm în considerare câte femei urâte sau considerate urâte sunt fericite, au familii, copii, familii numeroase și oare care este... care este scopul tuturor? Oare fericirea, gândesc eu? Adică oricum ai ajunge la ea tot pentru a fi fericit o faci? Da, așa gândesc eu. Nu-mi place, nu mă atinge în niciun fel să mi se spună că sunt frumoasă, pentru că e ceva care oricum nu pot schimba, iar dacă pot schimba, nu este meritul meu, ci probabil al medicului care face modificări asupra mea. Da, da, da. Da. Revenind la astrologie, pentru că eu de-a lungul vieții am dorit pentru mine și pentru familia mea să am cunoștințe din toate domeniile, să cunosc și puțină astrologie și puțină numerologie și puțină hipnoză, să fac din coaching și din life training ceva prezent în viața mea, astfel încât toate aceste științe chiar să-mi ajute să-mi ating obiectivele și să nu mă lase să greșesc fundamental în lucruri care nu se mai pot schimba. Pentru că, iată, tu ca astrolog bănuiesc că pentru tine, în primul rând, folosești astrologia. Așa este. Pentru fetița ta te uiți și, adică... lucrurile care le vezi... Știi că m-am uitat și la tine. Adică mă uit în general la persoanele cu care urmează să interacționez. Da, uite, chiar sunt curioasă să-mi spui ce ai văzut la mine. Ce mi se pare foarte important să transmitem celor care ne urmăresc, cunoașterea de sine este poate cea mai bună și sănătoasă abordare, adică a deveni autodidact. Fiecare... e atras poate mai mult de un domeniu. Uite, unii sunt atrași de citirea feții, alții de astro, alții de numero, alții de fel de terapii alternative, trenduri, yoghine sau mai știu eu ce. Eu în acest moment al vieții am ajuns pur și simplu să mă bazez doar pe credință. Adică am creat o conexiune cu Dumnezeu și mă întorc la tradițiile noastre morale și creștin-ortodoxe, care de fapt mi se pare că le includ și le cuprind pe și toate este. Celelalte care le-am studiat de-a lungul vieții, pentru că erau mai moderne, mai atractive, mai bine marketate. Însă
de la o vârstă încolo încep să caut simplitatea. Însă, pentru persoanele care au acum 30 de ani, 35, 40, autocunoașterea, cunoașterea de sine, prin orice metode, prin, dacă nu știi tu, uite, vorbești cu un astrolog, vorbești cu un numerolog bun, avem atâtea podcast-uri și materiale pe YouTube ca să vezi persoana cum arată. Adică, uite, de exemplu, poate cineva te preferă pe tine ca astrolog, are o chimie vizuală cu tine, adică te vede și, uite, îmi place vocea ei, mi se pare o fată decentă, respectabilă. Alte persoane poate vor un bărbat astrolog, pentru că li se par că bărbații știu mai bine, fac mai altfel. Deci, pentru fiecare există un public, pentru cei care nu vor să învețe, și din toate aceste informații pe care tu le culegi de colo, de colo, de colo, poți să-ți faci un jurnal, poți să-ți faci o carte a vieții tale în care să știi cum ești. Adică anumite lucruri tu le poți îmbunătăți, că ne întoarcem la spirală. Adică prin astrologie afli niște lucruri de la astrolog și știi ce poți îmbunătăți. Da. Și de aici începe sacrificiul, oarecare jertfă. Pentru că dacă rămâi în zona de confort, din niciun punct de vedere nu voi evolua. Nu te poți duce la astrolog, la numerolog, chiar și la un preot, dacă ești credincios la biserică, și să te aștepți să-ți dea o soluție, iar soluția tu așa o aspiri, așa o integrezi, fără să mai faci nimic. Nu! Majoritatea informațiilor generează efort. Efort așa de schimbare, este. Efort de conștientizare, de integrare. Pentru că altfel, iată, încep problemele de sănătate, în relațiile de cuplu, în relațiile cu familia, cu copiii, cu părinții. Intri într-un carusel din care nu mai ieși. Bănuiesc că și tu când faci o consultanță astrologică, recomanzi, adică avem un dat și de aici încolo recomanzi niște lucruri care să fie în favoarea clientului. Nu am văzut niciodată o astrogramă fără aspecte defavorabile. Există aspecte mai armonioase între planete, iar niște aspecte nu tocmai așa. Iar pentru a le îmbunătăți, automat trebuie să dau anumite sfaturi, așa cum nici fața, nu există o față, o putem aprecia ca fiind perfectă după standardele societății în care trăim, dar pe acea față oricum voi vedea probleme. Nu înseamnă riduri sau văd în viziunea persoanei, în felul de a vedea viața, de a o aborda, văd o parte de sacrificiu, care nu, deci chiar nu ține de frumusețe aici. Iar referitor la ce spuneai cu credința, eu mă gândeam înainte să cunosc aceste științe mai de mult, eram foarte credincioasă, adică aproape habotnică și mergeam la tot. Sper ce că mai ești totuși. Mi-era frică să mă apropii de aceste discipline. Mă gândeam că este doar Dumnezeu și atât. Am învățat însă că abordându-le, e ca și cum aș ști cum este vremea de afară și cum trebuie să mă îmbrac, de exemplu, făcând o analogie. Foarte frumoasă dacă analogie, știu da, că, da. Dacă știu că plouă, trebuie să-mi iau umbrela. Nu merg până atunci, e ca și cum nu puteam accesa serviciu meteo, să zicem. E ca un fel de analiză personală, că de fapt astea aduc aceste științe și astrologia, puțin așa, citind în Biblie și citind în așa, era din vremuri străvechi prezentă în viața oamenilor. Oamenii ridicau privirea în sus pe cer, citeau constelațiile, așa este. Le înțelegeau și țineau cont de ele. Exact așa, cum bine ai spus adineauri, e ca și cum ai vrea să știi vremea. Uite, plec la munte și mă interesează ce haine să-mi iau groase. Adică e foarte frumos să te uiți. Și revenind la... Eu, de exemplu, vrând, să zicem că vreau să fiu bogată, oare am această șansă cu adevărat? Și dacă o am, în ce domeniu trebuie să mă extind pentru a face acest lucru posibil? Și cred, așa cum ai spus, că orice evoluție, dezvoltare, începe cu cunoașterea de sine. Pentru că de acolo pornim, de fapt, de la noi, apoi interacțiunea cu mama noastră, cu familia noastră și apoi cu persoanele străine sau familia care o putem alege sau nu. Corect, da. Hai să ne întoarcem înapoi la subiectul cu chirurgia, pentru că notasem aici, asta trecem și mai mult prin partea asta de impact psihologic.
manifestat în urma intervențiilor, pentru că nu totdeauna acestea sunt reușite. În majoritatea cazurilor, pentru că unele blogărițe sau influencerițe sau cum se numesc ele, da, chiar împărtășesc aceste experiențe de a trece de mai multe ori până a obține nu știu ce efect dorit. Da. Acum, noi vorbim de persoane foarte tinere. Dacă rămânem contemporane cu ele, o să le vedem și peste 10, 20, 30 de ani în ce fel lucrează asupra lor aceste intervenții pe care le-au făcut, în cazul în care le mai recunoaștem, că da, unele devin da, de nerecunoscut mititelele. Însă, ca și impact psihologic, se modifică comportamentul femeii după o intervenție din asta? Adică, ce mi-aduce mie bun această schimbare? Știi, câteodată într-o firmă, să spunem că directorul decide să concedieze o persoană sau, dimpotrivă, să angajeze un element nou. Poate că acel element nou are tot pozitivismul de care era nevoie în acea firmă pentru a funcționa cât mai optim, sau, din contră, elementul surpriză sau persoana care se certa cel mai mult cu toată lumea a dispărut, prin urmare, toată sala se schimbă și atmosfera prin consecință. Deci, automat, atunci când facem o schimbare atât de profundă, adică nu vorbim de a ne pune unghii cu gel sau extensii, etc. E ceva care, așa cum bine ai spus, s-a modificat trăsăturile. Unele femei nu sunt niciodată și nu vor fi niciodată mulțumite de aspectul lor, se numește dismorfobie, se poate vedea în astrogramă. Ascendentul în aceste cazuri este într-un element incompatibil cu semnul lui Venus, adică viziunea persoanei asupra frumuseții nu este deloc în același semn cu ascendentul, adică felul în care arată cu adevărat. Aceste persoane au o problemă cu imaginea de sine. Da, oricât de multe operații și, în general, acest gen de persoane se vor opera și opera și face, simt nevoia de schimbare, au mereu impresia că următoarea schimbare va fi cea miraculoasă. Cred că pe tine ar trebui să te angajezi o clinică din asta de frumusețe, ca să vadă care vor fi clientele cele mai bune. Uite, da, sper să ne vadă cineva și să-ți propună un job. Pentru că dacă tu le faci înainte așa, să uite, dom'le, e cliente pe viață, deci e Venus da, acolo, gata. Toate procedurile pe care le scoateți, le puteți promova în această direcție pentru că va funționa. Da, din păcate unele lucruri nu vor fi niciodată. Deci în astrogramă, că poate n-am înțeles eu bine, deci în astrogramă poți să vezi acest aspect cu Venus și cu ascendentul, însă da, aceste... Apropo, m-am uitat la semnul Venusului tău, care este exaltat, pentru că nu știam ce să-ți ofer și știam, văzând asta, că poți să-ți ofer ori ciocolată, ori flori. Și mi-a venit ciocolata. Da. Da, foarte interesant. Îți plac, în general, lucrurile de calitate și apreciez foarte mult bărbații care sunt gentlemen, un pic de modă veche, adică care se comportă așa cum o spuneau, o cereau tradițiile. De mult. Da, chiar așa este. Lucrurile de calitate. Da. Și nu le vrei doar pentru tine, ci și pentru cei de lângă. Adică dacă ți este bine, ești generoasă și cu ceilalți. Ceea ce regăsești și pe fața ta. Da, mulțumesc și e foarte adevărat. Uite, apropo de ce îmi spui despre mine, recent mi-am vizitat fiica în Olanda, unde oamenii sunt total diferiți de noi. Apropo și de comportamentul bărbaților și de tot. În schimb, pentru a nu face povestea foarte lungă, acolo oamenii sunt educați în sensul în care binele societății, binele tuturor celor din jur este binele meu. Și atunci tendința tuturor oamenilor este de a fi de ajutor, de a fi de folos, de a te ajuta, de un fel de generozitate care de fapt nu e o generozitate, este cultivată tradițional și asta dă, din punctul meu de vedere, o viață de calitate. Adică, lăsând la o parte că oamenii sunt foarte bine poziționați geografic, așa, în oraș, adică cartierele sunt foarte clare, acolo stau oi, acolo stau, adică dacă tu totuși plătești un cartier, în București, de exemplu, nu pot să spun că există vreun singur cartier în care să zici, domne,
plătesc prețul zonei și am parte de calitatea zonei. Da. N-ai nicăieri, peste tot sunt amestecați. La noi orice papruzargiu care s-a umplut de bani s-a dus lângă unul care poate nu știu ce mare om de știință sau mare intelectual sau mare om politic sau mai știu eu cum. Nu, la noi e din toate punctele de vedere o amestecătură care creează un gen de haos în care nu poți să aspiri să găsești calitate. Uite, mă duc la un restaurant de calitate. De calitate din punctul meu de vedere, și iară mă refer la Olanda, că acum mă refer și eu la experiențele cele mai recente. În Olanda, când te sui într-un tren, ai două etaje. Unul de liniște, unde n-ai dreptul să vorbești la telefon, n-ai dreptul să vorbești în general. Oamenii se duc acolo și lucrează și au nevoie de liniște sau vor să doarmă, pentru că jobul lor le oferă două ore de somn de stat în tren. Da. Și jos, unde este permis să vorbești, toată lumea totuși vorbește încet. E, unde ai să găsești tu în România genul acesta de loc de calitate în care omul să înțeleagă, băi, poate ăsta vrea să doarmă, adică uite, sui într-un tren. Nu avem trenuri pe două etaje, deci cred că parcă avem și noi la astea mai private. Sau uite, mă duc într-un restaurant de calitate. Este aproape imposibil să nu existe o masă care să strice mood-ul acelui restaurant cu niște comportamente care... Și revenind la subiectul nostru cu chirurgia, oricât de mult intervenim în exterior cu dorința de a ne valida, interiorul până la urmă este cel care rămâne și în cuplu, și în societate, și ca valoarea ta umană, morală. Oamenii își amintesc de tine cum ai fost, nu cum ai arătat. Despre cum s-au simțit în preajma ta. Cum s-au simțit. Așa este. Și noi ne simțim bine unii cu alții, nu pentru că ești frumoasă sau urâtă, grasă sau bătrână sau mai știu eu cum. Te simți bine pentru că interiorul meu emană către tine ce ai spus tu, că vreau ciocolată. Așa este. Așa că este. Sunt generoasă, că sunt deschisă, că n-am invidie, n-am probleme, nu-i judec pe oameni. Sigur că îmi place să presar cu câte o glumă pentru că mi se pare că e motivațională. Adică, de exemplu, dacă eu văd nesimțire, constat nesimțire în jurul meu, atunci o să mă fac remarcată cu o frază sau cu ceva. Așa, nu pentru că vreau să schimb lumea prin așa, e ca un semn de atenționare. Sunt și eu aici și eu, de exemplu, aș vrea să dați tonul mai mic. Sau referitor ceva la de România, genul. Cred că problema este lipsa păturii de mijloc. Iar în România mi se pare că există prea mulți săraci, adică există un clivaj prea mare între sărăcie și bogăție exacerbată. Adică, în general, multe persoane care au devenit bogate, nu neapărat pe merit sau pe fondul acelui rafinament sau educații de care aminteai, ci unii, nu-mi place acest cuvânt, dar îl voi folosi, unii sunt parveniți. Așa că păstrează comportamentul de sărac sau neajuns, dar totuși având acces la eu numesc wannabe, adică e o aspirație mincinoasă, știi? Adică aspiră să fie, să arate ca bogații, aspiră să arate ca vedetele, aspiră să arate ca nu știu cine, însă nu sunt și nu vor fi niciodată, doar făcând aceste schimbări exterioare și păcălitoare. Multe persoane pot câștiga, de exemplu, la loto și să pierdă bani într-un an, pentru că, sau mult mai puțin. Pentru că energia banului trebuie să o cunoști întâi pentru a o putea menține și a vibra mereu cu ea. Uite-te, mai invit la o emisiune să vorbim despre energia banilor. Acum trebuie cumva să ne apropiem de sfârșit. Aș vrea să mai spui tu, ca și concluzie, dacă din experiența ta și faptul că ai ales acest subiect, probabil că l-ai studiat mai mult și te pasionează și e foarte bine că te pasionează pentru că, repet, fiind în targetul de vârstă al deceniului 3 și fiind actual, aș vrea să devii un model și un simbol de femeie naturală, de femeie care poate trăi în pielea ei mulțumită cu ce este, pentru că ce? Pentru că poți să crești un copil, poți să ai o meserie care îți place, poți să te manifesti în deplinătatea unor pasiuni, al unor abilități interioare care să-ți umple timpul și să nu fie nevoie să devii dependentă, să intri în clenciul ăsta al unor lucruri care privesc numai exteriorul și care, bineînțeles, pentru a le menține ai nevoie de foarte mulți bani, care, în mod normal, n-ai de unde să iei dacă
nu-i muncești și atunci vei face niște compromisuri de altă natură, care iarăși te plasează. Sau poate că dacă fac aceste schimbări, poate mă pun în optica greșită. Tot timpul când trebuie să faci o investiție sau ceva, să te gândești la ce ai de pe urma, ce ai de câștigat de pe urma acelei investiții. Eu nu lucrez din fericire cu corpul meu, cel puțin nu la acel mod. Și, de exemplu, dacă mi-aș dori să modific bustul, eu având un spate mic sau o coloană vertebrală care poate să susțină exact cât mi-a dat Dumnezeu, oare nu voi interveni negativ asupra sănătății mele? Și voi termina amintind de aceste intervenții care sunt extrem de actuale și făcute în ziua de astăzi, intervențiile la nivelul fundului și ale sânilor. În general, înainte bărbații alegeau aceste, așa cum femeile se uitau la un bărbat și vedeau că are un spate proeminent, se gândeau, eu dacă formez și fac copii acestui bărbat, va fi capabil să mă, puternici, da, să mă apere pe mine, da, și pe copii toată viața. Așa bărbatul o vedea cumva o clepsidră așa de departe și se gândea, are șolduri atât de încăpătoare și proeminente încât mă gândesc că nu va avea nicio problemă să nască. Vezi, o femeie fertilă, da. Fertilă, da. Și copiii vor avea loc să treacă pe acolo și sânii la fel se gândea, păi... E hrănitoare. E hrănitoare. O mamă, da, da. Este o mamă care va avea cu ce să-mi hrănească copiii. Acum am ajuns în perioada în care știm oricum că nu are legătură cât de hrănitor și prezent poate fi laptele matern cu mărimea sânului, nicio legătură. Nicio legătură. Așa cum multe femei au șoldurile proeminente și aleg totuși fără motiv să nască prin cezariană, precum și fete care au șolduri foarte înguste, care nasc natural, nu are legătură cu fizicul nostru. Deci să ne oprim puțin, adică înainte existau motive să ne... Unul din motive era... caracteristicile etniei. Vorbim despre evrei și despre nasul lor care avea o anumită formă și care erau deja stigmatizați doar fiind priviți. Și cei mai cu bani, mai avuți, se gândeau să-și facă operație estetică, pentru că chiar dacă trecuse acea perioadă de pericol, ei se simțeau totuși puși deoparte. Uh-huh. Și tratați ca ceea ce erau de fapt. Da, da. Da, deci ei își respingeau cumva etnia, da, făcând asta. Astăzi nu mai avem niciun motiv, iar măcar dacă ne decidem să facem, eu nu vreau să par total contra, pentru că unele operații estetice chiar pot schimba viața în bine, așa cum spuneai la început, măcar să o facem responsabil, să consultăm un specialist. Iar prima consultație cu doctorul chirurg, estetician, să fie cu adevărat ceea ce este, nu să mergi să te programezi, să-l întrebi ce este potrivit să faci, cum îi se pare lui, dacă ai cu adevărat nevoie de asta sau este doar un moft. Da, da. E mult de vorbit. E mult de vorbit. N-apucăm să terminăm într-un episod, însă am dat așa pe la nas tuturor celor care au fost interesate de titlurile și subtitlurile emisiunii noastre. Sper. Puțină inspirație și poate le-am pus puțin pe gânduri. Asta e important. Chiar știi, chiar și fenomenul de respingere a unui subiect tot te va impacta. Adică o mică sămânță tot a căzut pe pământ. Nu toate semințele rodesc. Noi le-am pus. Nu e treaba noastră că unde te vor rodi. Unde este fertil, rodește. Așa este. Eu îți mulțumesc pentru prezență. Și eu pentru invitație. Te programez la un nou episod pentru Energia Banilor. Până atunci îți doresc numai bine. Mulțumesc mult și multă înțelepciune doresc spectatorilor tăi. Doamne ajută! Dragilor, cam asta a fost. Sper că vi s-a părut interesant. Mie mi s-a părut de interesant încât aș mai fi continuat episodul, dar așa am decis să ne limităm la până într-o oră. Vă doresc seară plăcută, aveți la ce să vă gândiți, fiți mulțumiți de voi, cu voi, eventual spuneți acum o rugăciune de mulțumire, de recunoștință pentru că suntem sănătoși, pentru că dacă suntem împreună și ne ascultăm cu un device în mână și asta înseamnă că cel puțin vedem, simțim, suntem prezenți în viață și cred că asta este pentru moment cel mai important. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și rămâneți alături de noi și în restul zilelor.